Olga Vasilescu, mesaj trainant pentru nemulumii din sănătate, legea salarizării nu se modifică. Ministrul Muncii, Lia Olga Vasilescu, le transmite un mesaj trainant nemulumilor din sănătate care au protestat ieri în stradă împotriva secederii veniturilor. Ea susține ce se lucrează acum la regulamentul de sporuri și sper ca problemele să se rezolve în acest mod. Legea salarizării nu se modifică. De altfel, nici nu este nevoie să facem vreo modificare pentru ce este o lege cadru. Salariile pentru toată lumea sunt la fel, adică pe fiecare categorie de bugetari în parte. Ceea ce revendic dumnealor secedere de venituri fa de luna februarie provin din sporuri. S-a lucrat la un regulament de sporuri împreună cu sindicatele. Au cerut o anexa 10. S-a lucrat această anexa 10 după care nu au mai fost d'accord cu ea, i-au cerut scoaterea ei, acum au cerut iar reintroducerea ei, anexei 10, ce a se întâmplă la noi, la români de fiecare dată. Am avut o întâlnire cu managerii de spital săptămâna trecută cu doamna prim-ministru. Am constatat că jumătate dintre ei nu au niciun fel de probleme, în sensul că veniturile din spitalele gestionate de ei nu au scăzut sub nicio formă, tocmai pentru că au știut să facă niște reglaje fine pe regulamentul de sporuri astfel încât să nu aibă scăderi de venituri, iar în alta parte sunt diferențe destul de mari, ceea ce nu este permis. Mesajul pentru nemulțumit este că la ora actuală se lucrează la acest regulament de sporuri împreună cu managerii care au știut foarte bine să gestioneze situația, dar ce legea salarizării nu se modifică. A spus Lia Olga Vasilescu într-o intervenție la Antena 3 în emisiunea Punctul de Întâlnire realizat de Radu Tudor. Aici în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ministrul sănătății virgulă Sorina Pintea, a recunoscut ce totul se poate da peste cap. Mai mult, Pintea a mai recunoscut sublinierea secederile veniturilor din sănătate. Modificarea legii salarizării nu trebuie să fie pe primul plan. Dacă nu găsim alte soluții, putem să schimbăm sublinierea legea salarizării. Am anuncat de câteva luni ce vor fi crește subliniere de salarii, dar sublinierea ce la unele categorii vor avea secederi de venituri. Au secezut acele sporuri sublinierea a secezut veniturie. Este vorba de secederi de venituri, nu de secederi salariale. Noi nu vrem ca niciun angajat din sănătate să aibă secederi de venituri, a spus Pintea.